Sofia Vicovianca despre Paștele din copilărie. Artista spune că nu s-a schimbat nimic, am prins vremuri grele. În exclusivitate pentru Antena Stars, Sofia Vicovianca a povestit cum era Paștele când era ea copil. Artista de muzică populară spune că nu s-a schimbat nimic și face mărturisiri din viața pe care o are. Sofia Vicoveanca a declarat că nu s-au schimbat multe de-a lungul timpului, deoarece lumea se pregătește exact la fel, prin post, împărtășanie și spovedanie. Artista a spus și niște vorbe ale unui preot cunoscut din România. La origini nu s-a schimbat nimic, lumea satului e la fel. Lumea se pregătește și acum din vreme, se împărtășește, se spovedește, ține post. Eu am prins vremuri mai grele, un preot foarte cunoscut a spus cam așa: Dumnezeu nu-ți numără picăturile de lapte din cafea, dar vorbele și gândurile urâte-ți sunt numărate și parcă îi dau dreptate, a spus artista. Cântăreața de muzică populară îi mulțumește lui Dumnezeu de fiecare dată și sfătuiește pe toată lumea să facă exact la fel, dar și să fie mai iertătoare, mai blândă și mai înțelegătoare să nu uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipă, pentru că suntem la mâna lui. Așa că trebuie să încercăm să fim mai bălânzi, mai înțelegători, mai iertători, a adăugat cântăreața în cadrul emisiunii de pe Antena Stars. Ea mărturisește că a trecut prin toate vremurile, toate formele de cenzură și a constatat că de-a lungul timpului s-au schimbat foarte multe în lume. Artista are șase piese noi, asta datorită răposatului ei soț care îi spunea mereu să nu se repete cu unele lucruri.